În viața lume, One Piece, capitolul 1080 a ieșit și e gigant. Nu doar că e lung ca și capitol, dar se și întâmplă o grămadă de evenimente. Și începem cu insula piraților în New World și cineva zice, bă, capitanul Kobe a scăpat, what? Ce? Cum adică a scăpat, mă? Și chiar dacă a scăpat, ce contează? Asta nu e admiral, nu trebuie să ne fie frică de el. Ia să vedem câți bani luăm noi dacă îl batem pe fraierul ăsta. Că știți că era Cross guild care te plătea pe tine ca pirat să vânezi din marină. S-a întors roata cu vânatul, știi? Și se uită ăștia pe posterul cu Kobe, 5 stele, bro. <laughs> și what the fuck, 5 stele? Asta e 500 de milioane. Păi de obicei capitanii valorează doar o stea. Ce, naiba de ce e așa de scump ăsta? Și aici e un mare craniu. Asta e insula lui Barba Neagră. Și e craniu ăsta aici mereu și zice, bă, partea stânga a pieptului meu mă mănânc. ce naiba se întâmplă aici? Am? aici ține claviu. Ce naiba au scăpat ăștia? Și te gândești, bă, ce pul mă vorbește craniu? Te o să o să vezi mai jos. Craniu se numește Pizarro sau Pizarro. Nu știu dacă s-a pronunțat în anime sau s-a pronunțat numai țin minte și zice asta. Băi, vedeți că vă spun lu barbă neagră. să mi-l aduceți pe copii înapoi, n aveți voie să-l omorâți ca să luați recompensa pe el și ăștia. Ce naiba mă vorbește bolovanul cu noi? Pe aici pe copii și ce bă, fira să fie, ne-au găsit ăștia. Mai sunt o grămadă de prizonieri din ăștia și zic, băi, capitane, Cobi, mulțumim că ne-ai salvat. Puteai să pleci singur și să scapi, dar uite, ai venit după noi să ne salvezi. Și aici avem o conversație între omul invizibil, care are fructul clear-clear și a zis, băi, Pizarro, Puteai să-l prinzi pe ăsta. Pizarul la rândul lui, care are fructul insulă, insulă, că de, de, aia vorbea craniu, zice, lasă că-l prinde mai târziu. Tici a zis că e enervant. Altul, pe numele lui Vascoșut sau Shot, care are fructul glug glug și este omul lichior, zice, lasă că n-au cum să scape dacă dăm foc la oraș. Hei, cum adică să dăm foc la oraș? Știi, vorbea insula care, na, orașul lor e insula asta, băi, nu puteți să dăm foc la oraș, a luat o razna? Și între timp plebilul barbă neagră de aici alergau după copii, ce Kobe, zice, Cobie, bă, fira să fie, nu pot să scap de fraiere ăștia. Dar trebuie neapărat să-i țin la mine, eu să fiu momeala ca să scape ceilalți. Și aici vedem pe barbă neagră care zice, bă, o să transform această insulă într-o țară, una care să fie recunoscută de guvernul mondial. O să fiu rege, regele barbă neagră. Ze ha 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 ha, și cum râde el. <laughs> nu se poate mă așa ceva. Cine crezi că zice asta? Bro, a ochii. De ce a ochiji aici? De ce e băiatul care merge cu bicicleta pe gheață aici? Zice, bă, e ridicol cum să permită formarea unei țări pline de criminali. Hei, zice Barbă Neagră, de ce vrei să îndărâm visul? Vezi că sunt disponibil să negociez pentru viața ta. Guvernul niciodată nu o să răspundă la asemenea acte de terorism, îi zice Coby. Plus că asta nu o să meargă pentru că eu fac parte din sword. Ce-i sword ăsta, mă, zice barba Neagră? Ah, înțeleg, înțeleg, zice Okiji. Hmm, hmm. Aici, e momentul să renunți. Sword, tipul ăsta, face parte din marină, dar în același timp nu face parte din marină. E marinarul care nu urmează regulile. dă mă, mă Până vine momentul negocierilor, legați-l pe fraier. Și asta e gen înainte să fi scăpat Kobe. Aici mai vedem niște penaluri cu Kobe care s-a aliat cu niște pirați. Tipul asta pare a fi tip aia fantomă din castelul lui Dracul. Vă pun poză că nu mai dau seama dacă e fix ea. Și asta îi zice, băi, și Kobe zice, hei, o să te scot de aici. Asta îi zice, băi, numai dacă îl scot și pe Moria, dacă nu mai ținte pe Moria. Și Kobe alerga și zice, bă, poate că m-am înhăitat cu pirații, dar nu o să mă cobor la nivelul lor. Între timp, pirații zic, bă, nimă că au venit marinarii peste noi. Și Cine, bă? Kobe zice, bă, a venit cineva să mă salveze. Hmm, interesting. Și acum au ochii și ne explică mai mult despre Sword. Sword ăștia conține marinari care nu mai sunt mai marinari, care și-au dat deja demisia. De asta, acești băieți pot să se bată cu cei patru împărați ai mării fără să primească permisiune de la superiorii lor. E un fel de suicide squad, bro. Easy. Ăștia se pot mișca fără să urmeze ordine, în schimb, marina nu e responsabilă pentru ei în caz că fac ceva și îi pot omori oricând. Hmm, înțeleg, înțeleg, zice Barba neagră. But not bad, not bad, dar nu o să schimbăm planul, fii atent. Chiar și dacă marina nu ține cu ei, ăsta e erou marinei până la urmă, Coby. Atât timp cât tu ești numit erou, nu cum să te abandoneze. O să fac toată chestia asta publică, în așa fel, marina nu se mai poată să ignore această chestie. Iar apoi marinarilor ăsta se bătea cu pirații și pirații ziceau, bă, cine tipul ăsta, uite ce puternic e, what the Se bagă unul și taie capul, dar nu are nimic, aparent ăsta era făcut din clay. Apoi încep clădirile să se miște, zice unul, bă, cine a să mișcat clădirea aia? Nu, mă, nu ai băutul prea mult, cum, cum să miște clădirile ești cazan? Și era o tipă care dădea cu bici un clădiri, aparent are fructul bici bici și poate să facă asta. Iar apoi l-au înconjurat ăștia toți pe Coby și zice, bă, gata, Coby te-am prins, toată lumea trageți cu toate glanțele pe care le aveți, doar că, na, când se tragă, ies flori. Floricele și panseluțe ies din pistale. Zic ăștia, what the heck, ce se întâmplă? Cum adică flori? Și era tipa asta, Navy Commander, tot din Sword, Hibari, și ce hei, Kobe, am venit după tine să te ajut. Apoi alt tip aici, ăsta e admiral tot de la Sword, Prinț Gras, așa-l cheamă, Grus, Grus are fructul Gogo, Gogo go fruct și este omul Clay. A lui era soldatul la Clay de s -a bătut mai sus. Zice, băieți, hai să tăbărâm pe ei. Toată mi-a pregătit, hai să sărim pe ei. Eu și plebu la prietenul lui Kobe. Băi, și când să sară pe ei, sare o mare barcă. Battleship, ok? Sare din apă pe insulă. Da, fac, sare, da. <laughs> nu, e, apare nu doar barca lui Luffy pas să facă din asta. Și toată lumea zice, bă, ce s-a întâmplat? ce cu barca asta? Battleship flying in the sky. What? Ce se întâmplă aici? Bă, este legendarul erou, nu se poate așa ceva. Vice admiralul Garb. Mamă, trebuie să plecă neapărat de pe insula asta ca să alege praful. Și le zice Garb, le țipă din aer de acolo. Bă, voi știți mă pe cine ați răpit? Nu doar că este viitorul marinei Kobe, dar este și studentul meu preferat. Și le dă așa de sus Galaxy Impact și sparge tot. Bă, da de sus, gen super, super sus. Genial capitol. Mamă, și lung capitol. Wow. Abia aștept să văd aceste scene în anime. Îți dai seama că să fie mult mai șmecher. Sper că v-a plăcut acest capitol. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.